intrare, tu să o faci bucuros. Frații tăi din adunare te cheamă pentru Hristos. Să lucrezi, să fii destoinic, plin de râvnă și avânt. Însă de la Domnul cere umplerea cu Duhul Sfânt. Nu te bizui pe tine, pe înțelepciunea ta. Chiar dacă vezi tu bine și cunoști și voia sa, vasul dacă ți este plin de a lui iubire și de har, Duhul Sfânt din cer senin mereu va umple tău pahar. Dacă stai în umilință și te rogi neîncetat, dacă mergi în pocăință, vasul ți-l păstrezi curat, El te va pune deoparte pentru sfânta Lui lucrare, nimic nu te va desparte de puterea Lui cea mare. Nu te bizui pe oameni, ei pot fi spinii care îți țeapă, tu să te încrezi în Domnul, în Acel care dă apă, să fii pus acolo unde doar Stăpânul te dorește și în orice clip a vieții doar pe El îl mulțumește. Sunt chemați azi în lucrare frații care au fost puși de Iisus în adunare și de Duhul Sfânt aduși. Însă cereți plinătatea Duhului cel Sfânt promis să rămâneți în picioare și în cuvântul ce e scris. Frați iubiți, aleși de Domnul, pus de Duhul în lucrare, să rămâneți ca și astăzi lipiți doar de adunare. Nu vă potriviți la chipul lumii care e efemer, ci în haina rugăciunii să trăiți doar pentru cer. Tu să nu ai despre tine o părere mai înaltă, doar atât cât se cuvine cu o simțire cumpătată, potrivită cu măsura de credință împărțită, fiecăruia de Domnul haina s-o păstrezi albită. Pasul sigur pe cărare adevărului Hristos, să te încingă în lucrare, să fii treaz și bucuros și să fii o mărturie pentru toți din jurul tău, căci în vremea de pustie ajutor de Dumnezeu. Cine e chemat în slujbă să se țină doar de ea, cine pe alții îmbărbătează, răsplătire va avea, iar acel ce cârmuiește, cu râvnă mereu să o facă, Dumnezeu azi îi vorbește, îți voi da din stâncă apă. Dragostea să vă unească, să fiți sinceri în lucrare, poporul să se înmulțească și în smerenie fiecare, altuia întâietatea să-i obiacă-i de folos, ca pus în lucrarea sfântă, tu se semeni cu Hristos. Bucurați-vă în nădejdea, în necaz fiți răbdători, stăruiți în rugăciune și la sfinți dați ajutor și aceleași simțăminte să aveți unii de alții. Stați dar la cele smerite și iubiți-vă ca frații. Amin.